Știu că vă întrebați de ce nu postez vineri. Nici ziua armistițiului nu a fost într-o vineri și totuși am postat. Dar cred că nimeni nu se poate supăra pe mine pentru un episod festiv. Ca să închei cu vorbăria, sunt imperator pentru cine nu mă cunoaște și acest episod este dedicat tuturor oamenilor care trăiesc pe frumosul pământ al României. Mai întâi începem cu o regiune dragă mie. Începem cu unirea Bucovinei cu România. Ce este de reținut? Austro-Ungaria, după cum știm, s-a destrămat și fiecare provincie era într-o mare confuzie. În data de 22 octombrie apare gazeta Glasul Bucovinei, iar fondatorul principal este celebrul Sextil Pușcariu, iar editorialul din 24 octombrie prezintă un adevărat program politic pentru românii bucovineni. Imediat la data de 27 octombrie se organizează o adunare constituantă care după multe dezbateri hotărăște unirea cu patria mamă. Toți erau foarte fericiți, dar ucrainenii de la Kiev erau furioși. Ca și în cazul Basarabiei, guvernarea de la Kiev avea pretenții teritoriale, dar Iancu Flondor, președintele Consiliului Național Român, respinge ferm propunerea de a intra în statul ucrainean și, sub presiune masivă, bucovinenii le cer ajutorul românilor de la Iași. Le cer o intervenție militară pentru a stabili dominanța, iar guvernul Marghiloman, deja aflat în ultimele faze, dorește să trimită soldații necesari. La data de 5 octombrie, adică armistițiul era aproape pregătit, Divizia 8-a este trimisă în Bucovina cu ordine clare să nu provoace distrugeri și în caz că dădeau de soldații austrieci aflați în retragere să le explice omenește motivele prezenței românești. Celebra divizie a 7 a fost și ea chemată în acțiune pe 8 noiembrie și peste 3 zile se afla în Cernăuți, capitala Bucovinei de Nord. Imediat după aceasta, soldații ajung la granița istorică a Bucovinei și așteaptă noi ordine. După manevre politice abile, vine ziua de 28 noiembrie, iar marele eveniment se desfășoară în sala de sinod a Palatului Mitropoliei din Cernăuți, iar Iancu Flondor propune unirea cu România, în timp ce Ion Nistor spune povestea Bucovinei și a răpirii acesteia din trunchiul Moldovei de către austro-ungari. Chiar dacă moțiunea a fost primită cu bucurie, mai erau doi oameni de convins. Stanislav Kwiatkowski, reprezentantul Consiliului Național Polon și Alois Le Bouton, reprezentantul germanilor din Bucovina. Dar ambii au fost și ei de acord cu unirea și asta chiar că a fost surpriza serii, iar în sală au fost imediat aduse portretele regelui Ferdinand și reginei Maria, iar Consiliul a numit 15 membri, o delegație pentru a se duce la regele Ferdinand cu rezultatul moțiunii, iar liderul delegației era evident Iancu Flondor. Iar rezultatul a fost ca și în cazul Basarabiei. Pentru moment, se instaura o formă de administrație locală până la incorporarea necondiționată și cu Bucovina asigurată a mai rămas doar problema Ardealului până când avea să fie formată România Mare. În data de 12 octombrie, Partidul Național Român din Transilvania se pregătește de independență, iar Vasile Goldiș redactează documentul. În mod bizar pentru unii, se menționa doar despărțirea de Ungaria, nu și de Austro-Ungaria. Chestia era că în Imperiu se foloseau două limbi în administrație, germana și maghiara, Imperiul având două sedii principale în mod tehnic, la Viena și la Budapesta. Evident că din punct de vedere administrativ, Transilvania ținea de Budapesta. Documentul a fost citit în Parlamentul Maghiar în data de 18 octombrie și evident că parlamentarii care susțineau Ungaria Mare erau niște saci de nervi, iar delegații români ca răspuns au format la 31 octombrie chiar în Budapesta Consiliul Național Român Central, președinte fiind Ștefan Cicio Pop. Consiliul Național Român Central și-a dus sediul la Arad, iar organismul a fost recunoscut cei drept și de Viena și de Budapesta.
treptat formele maghiare de organizare și de administrație au fost înlocuite cu adunările românești, iar forța locală de poliție a fost înlocuită cu gărzile naționale. Și în localitățile în care sașii, maghiarii și secuii erau majoritari, consiliile locale au fost înființate în strânsă colaborare cu românii, demonstrând că în realitate Ion cu Ianoș și cu Hans au fost dintotdeauna prieteni buni, în ciuda lăcomiei multor oameni de la putere. Când au văzut autoritățile de la Budapesta că și asta se întâmpla, la 9 noiembrie, în urma unui ultimatum transilvanean, sunt nevoiți să cadă la negocieri. Tratativele au avut loc la Arad. Au încercat cei de la Budapesta să ofere soluții de compromis, una fiind autonomie, dar incorporarea în noul stat maghiar. Însă românii refuză, dorind explicit desprindere totală, și în urma violențelor poliției asupra românilor, mă refer la poliția care încă simpatiza cu Budapesta, Consiliul Național Român Central transmite un apel către popoarele lumii la data de 18 noiembrie. La 20 noiembrie se hotărăște Marea Adunare Națională de la Alba Iulia pentru data de 1 decembrie, nu întâmplător. În Alba Iulia a intrat Mihai Viteazul în mod triumfător, iar Horea, Cloșca și Crișan au fost executați tot acolo, așa că alegerea acestui oraș este evidentă. De asemenea, dacă luăm doar Banatul și Transilvania în calcul, Alba Iulia era în centru, așa că oamenii și delegațiile venite de peste tot ajungeau mai ușor. Zis și făcut, în data de 1 decembrie, 1228 de delegați se adună în Cazinoul Militar, astăzi Sala Unirii, alături de 10.000 de oameni. Deși multe surse și chiar și manuale expun un număr de 100.000 de participanți, probabil că ar fi fost doar 30.000, maxim 65 sau 70.000. Alături de fostul meu diriginte din liceu și profesor de istorie, am făcut un studiu pe baza documentelor Astra și după ani de zile am ajuns la concluzia aceasta. Pentru cei care o să mă înjure în comentarii sau care o să se grăbească să dea cu pumnul în acel buton de dislike, voi face și un documentar separat pentru a evidenția acest studiu. Bun, adunarea începe cu discursul lui Ștefan Ciciopop, iar Vasile Goldiș pune cărțile pe masă. Dacă tot era cazinou, sper că nu am făcut o glumă mult prea proastă. Și prezintă punctele de argumentare pentru unire. Ce este monumental la Marea Adunare Națională, nu doar proclamarea Unirii, ci și virtuțile pe care se va realiza ea, drepturi și libertăți cetățenești, drept de vot egal pentru bărbați și femei, libertate națională și religioasă, întărind faptul că popoarele înrobite de fostul imperiu aveau dreptul să-și croiască propria soartă. Moțiunea a fost aprobată în unanimitate. Gheorghe Pop de Băsești prezintă concluziile și zecile de mii de participanți au produs o explozie de bucurie. Până una alta, pentru administrare au fost formate Marele Sfat Național și Consiliul Dirigent, iar la 14 decembrie, delegația Consiliului, condusă de celebrii Vasile Goldiș, Alexandru Vaida Voievod, episcopul Miron Cristea și episcopul Iuliu Hosu, îi prezintă regelui Ferdinand Actul Unirii, la 24 decembrie 1918, frumos cadou de ajunul Crăciunului. Oricum se apropie și Crăciunul. Ca să fie totul și mai bine, după 2 ani în exil la Iași, tot se întorc la București, insistând ca regele Ferdinand să fie primul în capitală pentru a-și primi aliații cu brațele deschise, adică soldații din armata generalului Berflo. La parada militară era un aer de sărbătoare după atâta timp de lipsuri și regele Ferdinand primește din partea generalilor bastonul de mareșal al armatei române, iar Berthelo era pur și simplu impresionat de tot fastul. Însă până la recunoașterea Marii Uniri era cale lungă, fiindcă se pregăteau tratatele de pace și România nu era privită cu ochi buni din cauza dezastrului din 1916 și din cauza păcii separate încheiate cu germanii, dar oportunitatea perfectă de afirmare se ivi, mai mult din necesitate.
Bolșevicii influențau politica estului Europei și dacă virusul comunist nu a reușit să distrugă organismul României, se împlântă adânc în Budapesta. Românii ori aveau să atace în pusta maghiară pentru a elimina comunismul din parlamentul maghiar, ori aveau să se găsească în viitor încolțiți de comunism. Dar despre expediția de la Budapesta vom vorbi data viitoare în ultimul episod despre România din marele sezon. Dacă v-a plăcut acest documentar, nu ezitați să apăsați butonul de like, să lăsați un comentariu, să distribuiți acest videoclip, să vă abonați la canal, dar nu uitați, distribuirea, share-ul m-ar ajuta cel mai mult, astfel încât legiunile imperatorului să devină din ce în ce mai numeroase și cât mai multă lume să afle de acest documentar. Vă mulțumesc!